Cine este pentru? Împotrivă? Și la ordinea de zi, să începem punctual, că e destul de lungă și mai rău să începem. Deci, punctul numărul 1. Acord de activitate primar pe anul 2021. Primar. Am zis că să-l las la urmă raportul ca să îl dezbat în astea, că la urmă vorbim un pic mai clar. Sunt de acord. Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păruș, Cretoacul, inițiator primar, Mitrăuș, Diana Nacina. Da. Să vorbesc eu. Știți că s-a terminat drumul acesta din Brănești, drum care a fost contribuția noastră și a valului și a virului, iar la finalitatea, la finalul lucrărilor, trebuie să trecem acest drum în domeniul. Am trimis și de la minister ceea ce privește. Că îi trebuie să facem la minister și după asta trecem noi prin hotărârile cu făcutul și soțul. Și am primit răspunsul de la minister și acum trebuie prin hotărârile din Consiliu să trecem în domeniul public. Cine este pentru? Numărul 2. Mulțumesc. Abține? Aici sunt acte de la minister, dacă cineva dorește. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat în scopul promovării proiectului dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Poduri, Berești, Tazlău și Strugari, județul Bacău. 4. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Poduri, Berești, Tazlău și Strugari, județul Bacău, inițiator primar Mitrăuș Diana Narcisa. Cine? Da, vorbesc eu. Trebuie să dăm o hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general, una dintre ele, și în a doua trebuie să dăm o aprobare pentru parteneriatul pentru dezvoltarea rețelii de gaze între cele trei comune. De ce? Pentru că în scurt timp se vor deschide finanțări, noi deja ghidul a venit, se vor deschide finanțări pentru gaze pe proiectul Angel Salini. Noi avem tot proiectul, știți că de fapt a fost făcut proiectul, tot este dus la bun sfârșit, dar pentru ca să putem depune trebuie să luăm avize, trebuie să luăm tot ce mai trebuie pentru el ca să poată să fie pus pe proiect. Este vorba doar de aceste hotărâri ca să putem să-l încărcăm pe minister, la Ministerul Dezvoltării, pentru a putea parcurge pașii și să putem lua bani. Da, și apar numele comunelor Berești, Tazlău. Apar numele comunelor Berești, Tazlău și Strugari, pentru că suntem în acea asociație, da, acela de dezvoltare, în care noi suntem cu Strugari și Berești, Tazlău. Și în momentul în care am făcut proiectul este făcut pentru toți trei, deci pentru toate cele trei comune. Și împreună vom depune și ei dau aceeași hotărâri de Consiliu, toți din care suntem în adiu acesta, dăm hotărâri de Consiliu, pentru că fără hotărârile acestea din Consiliu, încă o dată spun, nu putem încărca în platforma Ministerului ca să putem pune, până la un anumit termen, să putem pune documentația, da. Și atunci trebuie să facem treaba asta, mai mult documentație, pentru că proiectul va fi eligibil, banii trebuie să-i dea ei. Nu o să avem noi de unde atâtea zeci de miliarde să putem finanța. Clar că este de la ei. Mulțumesc. Întrebări? Cred că e clar. În tot ce ești acolo, spune-mi la urmă cine este pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ailioaie Munteanu Emilia, inițiator primar Mitrăuș Diana Narcisa. Da. Este vorba despre o doamnă Ailioaie Munteanu Emilia care are un copil, o fetiță. Fetița a avut probleme
probleme destul de mari cu o scolioză și are nevoie de un corset ortopedic și nu are de unde, nu are posibilitatea să și-l cumpere. Este vorba de 1315 lei. Eu am vorbit că am zis că se lea prin casa de asigurări, se dea, dar ea a fost operată acum cât de și durează foarte mult. De la 6 luni la un an până el dă și are nevoie de acest... Și sunt oameni care nu au niciun venit. Așa că chiar doresc să dăm această sumă. 1.315 milioane cum ar veni. Da. Am aici nota de comandă, adică au venit femeia cu tot ce trebuie, cu toată documentația, cu tot ce a făcut anchetă socială, pentru că asta este. Ea a împrumutat, de fapt, o parte din bani, a împrumutat și i-a dat o parte, dar am zis că îi plătim noi după aceea, dar a venit și cu factură și cu tot. Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Marcu Spridon, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Aceeași treabă, aici e vorba despre Marcu Spridon, da, domiciliat în Poduri, pentru aprobarea unui ajutor de urgență pentru... I-a luat foc aici, că i-a luat foc acoperișul la casă. În data de 9-a 3-a. Cuantul de cât? Nu știu, mai spune și dumneavoastră. 2000 de maxim. Păi, nu putem decât 2000 de maxim. Acolo au fost băieți, știu despre ce-i vorba, eu nu și cu proces verbal. Adrian, avem tot și proces verbal și... Da. E vorba despre amărătul ăsta care stă lângă Neacostic. Da, știu cum da. Da, dar specificăm și suma înainte să votăm ca să știm. Da, da, suma 2000, că acum există o treabă cu materialele astea de construcții și cu s-au scumpit dublu și câte luni s-o scumpesc din nou. Da, deci e clar, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Cristina, pentru da, o să vorbesc tot eu despre. Avem 23 de posturi de asistenți personali pe care noi îi și plătim. În urma auditului pe care l-am avut, auditul ne-a lăsat ca și măsură să aprobăm acest număr de posturi de asistenți personali și pentru a putea ajuta oameni care, Doamne ferește, o să fie în cazul în care sunt nevoiți să fie asistenți personal, să aibă grijă de cineva care e la pat, că știți, asta înseamnă asistent personal, da? Oameni cu probleme deosebite, de la 23 am trecut la 30 de posturi și am zis că să aprobăm un număr de 30. Eu prefer să nu fie decât să fie, dar dacă, Doamne ferește, sunt, să avem de unde să mai... de unde să mai... să putem să-i ajutăm prin... De fapt, să-i ajute statul, că asta este, măcar cu asta, să poți fi ajutați. Deci, de la 23, am fost 30. Eu număr așa, nu m-am gândit la ceva anumit, dar am fost câteva în plus, am zis că să fie, dacă sunteți de acord. Să punem la vot. Cine este pentru? Numărul 7. Împotrivă. Abține. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a Comunei Poduri, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Cred că s-a dezbătut și în comisii treaba asta. Noi avem de la ISU, au venit obligații care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a Comunii. Așa cum știți, acum în ultimul timp, în fiecare zi, am avut acele incendii. Ieri, de exemplu, numai ieri vă spun, au fost 4 incendii în comună.
ne-am împărțit și noi din, în echipa primăriei, s-a împărțit în mai multe, în mai multe grupuri și am mers fiecare și am stins în unele părți. Nu puteau să vină cei de la pompieri pentru că au fost incendii din tot județul și nu au făcut față nici ei acestor... Au fost pompieri, dar au stat foarte puțin, au venit o mașină mică pentru că au lăsat o pompă și așa, pentru că nu aveau cum. În Butuci, acolo unde au ars, am fost eu cu încă trei colegi, la Livada au fost cu trei colegi de-au noștri. Aseară când am ajuns acasă, am ajuns deja de la primărie, am stat până la 6:30. Când am plecat la 6:30, la 8:30 mi-au sunat că ard pe Făgădău în spate și am mers acolo, dar acolo pe Făgădău venise și o echipă, lăsase și o echipă de pompieri și erau și ei acolo și ne-a dus și noi cu stingătoarele. Vreau să spun de câte ori încărcăm stingătoarele. Acum de zi de ăștia spun că așa ceva nu am mai văzut până acum. Încărcăm la stingătoare de... o să fie și un control tematic, din câte am înțeles, pe această treabă cu incendiile, că o să vină poliții, prefectură. Eu sper să vină și cu niște măsuri, pentru că, de fapt, asta e ideea, să vină cu niște măsuri, ca să vină să mă întrebi ce am făcut și cum am făcut. E simplu, că azi noapte am ajuns la 10:30 acasă, deci aveam fund și fundul oșilor, ca să... Așa că, lumea, în primul rând, că eu cred că este... Nu știu, dar am ajuns și la concluzia că am ajuns și la a spune faptul că băieții au dreptate de la Mincisez. Am terminat de stâns la Livadă tot, deci tot s-o stâns, s-o stat acolo aproape ieri toată ziua, s-o văzut până unde, imediat după aceea, la nu știu cât timp, chiar, de la, dar nu s-o dus mai încolo un pic, zici, băi, o sărit, poate scânteie, poate nu. Undeva mult mai încolo, din nou la foc. Eu nu mai cred că cineva, eu cred că mai pune și cineva. Și mai ales aici unde e Slavzul, unde au probleme pentru apia, pentru... Dar vă spun foarte sincer, acum avem, știți că este colaborarea cu apia care ne lasă să ne uităm din satelit să vedem exact unde e ars. Acolo unde este ars nu primește nimeni adeverința de apia. Deci nu se mai da, dar o dat și guvernul, o să vedeți că dă, pentru că, o să vedeți că dă, pentru că nu se mai, deci nu se mai poate, pur și simplu nu se mai poate. S-o dat și amenzi, dar lumea nu mai ține cont de amenzi. Băi, ieri ardea, deci ardea cu niște flacări, erau flacările mai mari ca noi, unde să te duci și ce să faci? Și am plecat așa de la servici, cum ne-am întâlnit în ședință de consiliu, de urgență, dar nici mai ai timp să te întâlnești, că dacă 3 sunt într-o parte, 2 sunt într-o parte, că spuneam ieri, una seară, unde, cine erau băieții de la pompieri, domnule, dacă luați un ATV, las că am spus că vreau să iau un ATV și o zis că fată cumva aturi cu ATV, o mă plimb pe la deal, cumva, nu eu îi lași pe ei cu mine. Dar îi poftesc pe care vorbesc gura fără, îi poftesc să vină să vadă cam cum îi stai pe dealul, cum era așa și cum s-au aprins niște mărăcini, de ce s-au aprins? Pentru că nu sunt curățate. Dacă ar fi fost curățate totuși islazul de mărăcini, cei care erau, bă, hai să spun, nu neapărat atenuau, dar totuși nu erau așa probleme. Dar oricum amenzile, dacă îl prinde pe unul aici la Livadă, cam știm, adică avem așa habar cam cine ar fi dat, cam cine ar fi dat foc. Și avem aici un planul ăsta de hotărâri, care e și pe site-ul primăriei. Avem ce amenzi, o să vă spun câteva așa, ca să... Ce amenzi vor da. Cetățenii revin următoarele obligații. Să păstreze curățenia pe arterele de circulație și în locurile publice. Dacă arunci și vede că arunci, între 400 și 800 de lei s-au pus amenda. Măsuri stabilite de Consiliu pentru asigurarea igienii publice și a curățeniei în comună. Tot între 400 și 800 de lei. Depozitarea rezidului menajerii și gunoaie numai în locuri special amenajate. Iar dacă te găsești prin alte parte, pe lângă anumite locuri din comunul unde n-ai voie să pui instituții și așa, între 5 și 10 mii de lei, și 1 mii de lei. Curățenia mijloace de transport, la intrarea în acestea. Avem aici mai multe, dar cel mai bine este, v-am spus că le pun pe site-ul, să vă uitați un pic și pe site, să vedeți că avem un site fain, când vă duceți acasă și aveți un pic de timp liber, intrați și pe site Primăria Podiș, să vedeți că e un site foarte fain. Sunt mai multe, mult mai multe aici, dar să știți că noi, dar noi s-au dus băieții tot timpul și au făcut timp cu măr și pe teren, că nu, tot timpul, dar uitați-vă că pun și eu pe Facebook la mine, pe pagină și spun din
cu ce să intervenim. Interveniți voi că nu avem cu ce. Acum cinstit, da, între ghilimele, așa, o să Adrian, bă, m-am opărit tot, o să când nici mâncare n-am mâncat azi, m-am opărit, o să mă zic că azi mănânc ceva, o să când nici nu mai, o să nu știu, frate, o să dacă prind vreunul, o să zic că înainte să-l amendez, o să zic că cred că îl rup în șuturi, bine. Păi, dar nu, dar chiar de târg, de târg, câte o primărie întreagă și oameni, chiar de târg, că nu prea cred eu că sunt oamenii care chiar au terenul acolo și s-au dus și se dea foc. Dar măcar să ne lese să putem, să întâmplă o treabă de asta mai mare, Doamne ferește, ajungem la casă. Să te lese să poți dai o prază pe, pe, cum să zice, pe terenul lui și aici nu ai voie să dai, pentru că intri pe terenul, el e plecat în străinătate, până când ei tu accept tu casă, ce faci, nu? Foc, adică, în momentul în care vin cei care vin cu măsurile astea, să vină cu niște măsuri pe care nu știți să facem ceva. Am vrut să cumpăr la autoutilitară dintre asta, din pompieri, pentru Comuna Poduri. Comuna e destul de mare, cu locuri foarte multe întinse. N-avem voie să cumpărăm. Și poate găseam în străinătate, să găseam o soluție, să ne doneze, că au mai fost unde s-au donat autoutilitare dintre astea echipate. Nu, pentru că n-avem 40 de kilometri de pompieri. Trebuie să fie 40 de kilometri distanța dintre o... Și n-avem voie legal să facem treaba asta. Adică ne ajută-ne cu ce trebuie să ne ajut, nu... Uite, la probleme de astea n-aveau nici cu ce să ne mai ajute la un moment dat. O luați pe persoană fizică. Da, o iau pe persoană fizică ca să spune, uite, asta și-a cumpărat, și-a cumpărat pompier, de acolo, uite, ce bani, fură de la noi, uite, ce, a, dar, da, hai de mine, da. O fura banii statului, uitați, ca și cu ATV-ul, cu mai plin bani, deja mă văd, pe autoutilitară, pe sus. Da. Serios acum, păi nu? Bine că sunt, au fost și capul luminar de care a cumpărat la utilitar și pe o dată o sprim chirierii la primărie și așa. Dar eu nu știu de ce nu trăiesc 150 de mii de ani să fac de astea, credeți-mă, nu, chiar nu știu el. Poate îți duceți pe aceea și îi dă și foc ca să iei. Și mai dă și foc ca să aibă, mă duc eu și cu foc pe urmă dacă mi-am luat auto-utilitar ca să am cu ce să stâng. Să am ce să stâng, să am... Doamne ferește, că nu-i gândesc că acolo, pe acolo, pe spate, pe la Făgădău, dacă l-aș și ajungeau până că nu sunt toate zonele de acolo arate la Făgădău. Și dacă ajungeau până prin spatele caselor pe acolo, să știți că nu-i o glumă. Da. Nici în vegetație nu-i o glumă. Dar și dumneavoastră, vă rog, am vorbit și cu preoții aseară, am dat și pe grupul de preoți, să spun astăzi că la sfârșitul slujbii ne-a rugat să spună că au venit și din partea prefecturii să anunțe totuși oamenii să fie un pic mai responsabili în ceea ce privește aceste lucruri, mai ales acum. E perioada asta de primăvară, dar chiar nu mai putem. Și atâția suntem, noi nu avem. Voluntari nu vin, au mai venit niște cei care ziceau, vedeți, arde acolo, acolo, opa! Nu se poate așa. Adică să trebuiască să facem o campanie de informare de asta din poartă în poartă. E exact cum în plenar de campanie să iau, uite, asta e amenda, dacă vedeți pe cineva ne spuneți. Ei spun, da, dar nu vine nimeni, deci eu spun, nu vine nimeni. Plus că nu mai face lumea, nu mai vrea să vină lumea să plinește de acasă, dar lumea nu este învățată, dar și în dar. Cât îmi dai? Suntem plătiți, cât îmi dai? Ce îmi dai? Am venit, dar cine îi dai? Nu, și de aici ce să iau? Ce să iau din centru? Deci când am venit aseară în centru erau vreo 4, erau țarpe, trebuie să-i stâng și pe aici, să mai... Îi mai duc acolo să mai ieși foc, mai am și de treabă. Dar nu ca să, totuși, să știe sau cei care văd să vină să sesizeze. Au venit odată când a fost focul din spate de aici, de la dealul Mujorii, când o arsă aici Islazul, au venit 3 sau 4 persoane, într-adevăr, au venit aproape, era gata, că atunci au anunțat și pompierii și au venit și pompierii. Și pe ei am văzut în tot timpul ăsta. Și la cernul când a venit și o ars cioanca acum. Dar eu fiecare 8 martie, mari parte, le-am făcut stângând incendii cu Matei și cu băieții pe dealuri. Da, bine, nu, eu nu mă plâng, nu vreau să-i dea nimeni Nica, dar nici nu vreau să aud că spun, băi, o ars, mă, făcut Nica și ajunge la noi. Da, mulțumesc. Se pare că dau foc, dau ceva. Aș dori tare mult, dacă îmi permiteți, să intervin și eu câteva lucruri. Sigur, ședință cu jumătate de oră, cele 23 de pagini le-am frunzărit cât am putut din această hotărâre, care este de o maximă importanță, vizează atât activitatea de întreținere și utilizare a spațiilor verzi, cât și a obiectelor din mobilier urban,
al comunei poduri, a locurilor de joacă, a parcărilor, a instituțiilor publice și așa mai departe. Eu vă spun câteva lucruri care se pot regăsi foarte ușor și în comuna noastră. Doamna primară are perfectă dreptate. În schimb, ce ne facem cu cei care și-au făcut din locuri de parcare private pe domeniul public, în comună? Nu dau nume, nici nu vreau să supăr pe nimeni. De asemenea, ce ne facem cu căruțașii care, dacă un lăstar a trecut de grosimea unei mâini, îl taie și circulă cu căruțele de la pădure, atât pe partea Mănăstirii Prodomița, cât și pe partea Brănești și Valea Șoșii, circulă după ora 12 de noapte, cu căruți cu mesteacă, cu căruți de... Astea vizează protecția mediului. Ce vom lăsa generațiilor viitoare? Privind activitatea aceasta, eu consider că doamna primară este o drăguță să se gândește la comunitatea noastră. Nu ar trebui în ultimă instanță o femeie la 12, la 10 de noapte să ducă pe coclaur la stingere de incendii. Ar trebui realizat o echipă care să fie permanentă, în sensul ea anunțată, te duce acolo cu poliție, cu tot ce trebuie. Că tare mi-e teamă că poliția locală intervine la toate aceste lucruri, băieții noștri, de rușinea doamnei primar și noastră, dar poliția națională la ce intervine? Vă întreb și eu atunci. Da, mulțumesc. Noi am dezbătut aceste lucruri, să știți, și în ședința viitoare la comisia noastră vom dezbate absolut fiecare domeniu din această hotărâre. Este de o importanță deosebită. Și eu zic, doamna secretar general, în afară de site-ul primăriei, să o afișăm și aici. Poate așteaptă unul acolo pe sală, mai răsfoiește să mai uită la materialul ăsta. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile și terenului în suprafață de 2 hectare și 1718 metri pătrați, situat în sat Poduri, comuna Poduri, din domeniul public al statului român și aflat în administrarea Oficiului de Reproducție și Selecție Animalelor, depozitul de berbecuți, cum știți, la Răsăiești, în domeniul public al comunei Poduri și administrarea Consiliului Local al comunei Poduri. Inițiator primar Micluș Diana Narcisa. Punctul numărul 9 cu depozit. Vă știți că e vorba despre ferma de la Berbecuți, da? Care tot am vorbit despre ei, cei de la ori s-au luat legătura cu noi, pentru că fiind încă două pițare, mi se pare că una era la Buzău și când trec spre București văd că le-au dărâmat, au rămas dărâmi și acum ne dau nou în administrare aceste. Știți că au fost probleme cu domnul Pintilie acolo, care s-a dus și a fost anulat în primul instanță titlul de proprietate, iar după asta a fost dat în judecată și a fost câștigat de către primărie în instanță, cu tot cu pământ, cu tot este cadastru, este absolut, adică sunt actele în regulă ca să poți să ne dea nouă fără niciun fel de problemă. Eu sunt de acord să luăm asta, pentru că nu se știe cu timpul ce putem să facem acolo sau ce putem să întreprindem și să avem, că vedeți, cât dăm pe o bucată de pământ și pe o bucată de spațiu ca să cumpărăm undeva. Vedeți și dumneavoastră cât ne costă ca să putem face ceva. Și cu cât avem mai mult pământ la primărie, vă spun, cu atâta e mai bine. Încă o dată, repet, nu se știe ce vremuri vin și despre ce e vorba. Îmi pare rău că primăria trebuia să aibă pământ disponibil, mai ales în zonele astea unde vedeți cât pământ este nemuncit, pentru că sunt oameni care ar face niște asociații, poate ar face ceva, să facă un proiect, ceva agricol, să facă ceva, dar dacă n-ai unde să-i dai și dacă n-ai pe om unde să-i spui că uite, mă dăm, facem,
A venit cineva cu o fabrică, să facem o fabrică de legume, de afaceri, unde se dă? Pentru că nu am avut și avea omul nevoie, adică începea proiectul în două luni de zile, ca să facă concesionare, să facă unde se dă, că n-am avut unul. Așa că, da, eu sunt total de acord cu acel lucru. Știți că am vrut de mai înainte lucrul ăsta, dar spunea domnul Pintilii că a făcut la CEDO, că în momentul în care a făcut la CEDO domnul Pintilii trebuia să vină să depună un certificat de grevă, pentru că este noi l-am anunțat, domnul Pintilii nu a venit cu nimic, doar a venit să spună că nu i s-a dat pământ tatălui dumnealui, i s-a luat pământul și i-a dat acolo, sau nu știu, ceva genul ăsta, adică nu-i ceva foarte... Dar încă o dată spun, avem hotărâri judecătorească prin care, definitivă, prin care și pământul și acestei clădiri sunt ale Orsa, iar Orsa le dă nou în administrare. Așa că, cine este pentru? Punctul numărul 9. Probabil că cei mai vechi de aici știu mai multe lucruri despre treaba asta, care ar fi... multe lucruri nu știu despre, așa, despre rădăcina divinii, exact treaba asta. Cum de-o pus Orsa acolo, cum... Nu știu foarte multe lucruri. Știu că acum, la acest timp, cei de acolo nu mai au absolut nicio treabă, cu toate că domnul care stă acolo dă chirii și știu că ia bani pentru că dă spațiu acolo chirii pentru ce are el, nu știu, animale, ce acolo. Ceva este acolo, cineva vine, stă acolo și plătește chirii domnului de acolo. Nu i-am spus nimic niciodată, chiar am vorbit foarte frumos, până la urmă doar una, fiecare. Dar având în vedere că Orța a venit acum și ne-a spus să facem acest lucru, eu chiar primesc cu mare drag. Și o să vedem, o să discutăm și cu dumnealui, să vedem ce... cum o să ajungem la un consens. Sper că un consens pașnic. Sperăm. Dar domnul, cine știe, domnul Pintilii, dacă mai priceva, domnul Pintilii are buletinul pe Moinești sau are este pe Moinești? Deci putem să punem la vot. Punctul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Poduri în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei pentru activitate desfășurată în anul 2021. Inițiator primar Miclăuș Diana Narcisi. Cine este pentru? Domnul Nestoreanu și domnul Caraban? Sau mai aveți alte propuneri? Ai dorește cineva? Deci rămân doar cele două propuneri? Dacă vrea cineva să mai propună și la cineva să schimbi, nu, eu n-am nimic împotrivă, dacă doresc. Nu, tu ești prima. Deci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Rămâne punctul numărul 1. Discuție. Aveți mai avem aici la discuții generale o problemă pe care tot o ridic, dar n-am trecut-o ca hotărâri deocamdată, pe care tot o ridică OMV Petrom în sensul de prețul care l-au dat până acum pentru chirie, de la 2,5 să-l scadă la 1,5 pe metru pătrat sau cum e? Pe metru pătrat. Nu? Da, pe metru pătrat. Și noi avem dat lor în concesionare 571 de metri pătrați. Și ei trebuie să plătească lunar suma asta de aici, ei plătesc 2,5 și acum de metri 2,5 lor metri pătrați pe lună, da? Ei acum spun că este foarte, că e prea mult și să se ducă la 1,5. Eu... A trecut pe profit acum cu petrolul și mai mici. Cine este pentru? Mă mulțumesc, nu este nimeni pentru, eu mă abțin. Succes, OMV, au bani, nu avem probleme, nu avem de ce ne supărăm așa tare.
au bani pe urmă. Acum mi-ar plăcut să vină să spună că măresc. Să spună că vreau să mai dăm mai mult, că acum s-o scumpit și să vă dăm și noi mai mult. Dar nu. Va fi așa ce m-a ajutat. Că e mai mult pensionar cu 4 lei. Da. Da, îi a venit timpul să prezint raportul pentru dumneavoastră care sunteți aici și pentru cetățenii care se vor uita. Am să mă ridic totuși că este raportul meu și nu cum să stau să mă ridic în fața dumneavoastră. În primul rând, să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l dați în ceea ce privește tot ceea ce se întâmplă în Comuna Codori și pentru că acest raport pe care astăzi eu îl fac este unul, zic eu, pe plus, pentru că și dumneavoastră care sunteți aici și cetățenii Comunei Codori au adus un plus valoare acestui raport și vă mulțumesc frumos pentru acest lucru. În acest raport sunt doar câteva din activitățile din anul 2021. Dumneavoastră le știți foarte bine care sunt. De ce? Pentru că în 2021 ați fost cei care ați votat propunerile care au venit din partea mea și ce proiecte au fost finalizate și ce proiecte sunt în lucru. Nu am să cer acum să fac un... Normal ar fi să spun ce am făcut, cum dumneavoastră ați văzut, cetățenii Comunei Podri au văzut, ce s-a făcut pe parcursul anului 2021. Nu vreau decât să mulțumesc pentru faptul că, dacă pot să spun așa, trăiesc din aprecierile care sunt la nivel local, chiar și, să spunem, la nivel județean. Și nu e puțin lucru să vezi că munca ta este într-adevăr apreciată, dar nu numai apreciată, că munca ta este văzută și că este o muncă palpabilă. Cred că asta este cel mai important. Important e că munca aceasta nu este doar pe hârtie, este o muncă care există în teren și sper în mai multe proiecte de acum încolo. Ați văzut că și astăzi am discutat de acel proiect de gazi, care e un proiect foarte important pentru comuna noastră, având în vedere faptul ce se întâmplă acum și cu lemnul, dar o să vedem și ce o să fie și cu aceste scumpiri. S-au încheiat proiecte în ceea ce privește asfaltarea drumurilor locale. Ați fost și dumneavoastră martor la aceste proiecte, ați fost martor la finalizarea acestor proiecte. S-au făcut proiecte sociale, nu au fost niciodată uitați copiii, nu au fost uitați bătrânii, nu au fost uitate școlile, întotdeauna au fost susținuți, în mare măsură au fost susținuți copiii și bătrânii, vă spun, pentru că asta înseamnă să fii social. Să aduci un pic de bucurie celor care sunt lângă tine, atât cât putem și noi, că nu, câteodată suntem constrânși de lege și nu putem să facem niște lucruri pe care am vrea să le facem, dar care nu sunt realizabile din punct de vedere legal. Prin anchete sociale, cred că am fost prima comună care am dat lemnul oamenilor în fiecare an. Este adevărat că nu toată lumea a fost mulțumită de câte lemne i s-a dus, dar la omul o să-i dai probabil toată pădurea, că el la un moment dat tot găsește ceva de spus. Am cumpărat și acum așteptăm să cumpărăm din nou lemn. Probabil că deja am cereri, că nu mai sunt. Am ajutat bătrânii care nu au bani necesari pentru oameni bolnavi, oameni fără venituri. Asta din punct de vedere social. Din punct de vedere al structurii, al infrastructurii rutiere în comună, vedeți și dumneavoastră, cred că și oamenii știu despre ce e vorba. Nu vreau să mai aduc în discuție cele care au fost făcute. Vă spun doar că acum pe tapet, la zonă, suntem în zona de licitații. Avem licitații pentru drumul de la Lereni, care se va încheia în câteva, cred că într-o săptămână, două, se încheie licitația. Altă licitație avem la Compania Națională de Investiții pe cele două drumuri, care se va încheia pe data de 4 aprilie. Este vorba de drumul din Cernu, care duce până pe Șopa, și drumul de la
care duce spre Valea Șor și de aici, din spatele dispensarului familiile Crawford, dar care va merge spre dealul Bujorii. Știți că acela a fost primul proiect pe care l-am depus eu și care nu a fost, care nu a fost finalizat atunci și acum uitați că cred că o să ajungă să fie finalizat. Eu spun că până la sfârșitul, până în vara viitoare, cred că aceste drumuri vor fi asfaltate, aceste două drumuri. Avem acel proiect pentru iluminatul stradal, o parte din el știți că deja au fost puse, o parte din acele, cum se numesc? Lămpi cu LED și vom schimba în aproape toată comuna. Avem proiect pe Angel Salini depus pentru drumul de la Cornet, drumul de la Cornet care duce la biserică. Și acela va intra să fie cam într-un an de zile, 2 ani maxim, să fie drumul asfaltat. Iar vorbim despre aceste proiecte care deja sunt depuse, pentru că la stadiul de proiecte și de a implementa proiecte, mai avem și altele. Este drumul care duce spre Ichimești, pentru că acum de 2 săptămâni, cam așa în urmă, pentru cine știe, acolo la Ichimești am avut o problemă foarte mare cu... avem o râpă care și pleca drumul de acolo și acum am înfundat acolo și am refăcut drumul și avem un plan să facem și asfalt pe acest drum. Știți că și comunii, și locuitorii comunii trebuie să știe că întâi trebuie să facem drumurile care sunt cu mai multe case, cu mai mulți oameni, iar apoi putem face celelalte străduțe și celelalte acolo unde îmi cer toată lumea când spun că fac drumul cu tare, dar la noi când faci? Cu siguranță v-am făcut încă ceva și banii, trebuie să avem bani ca să facem. Dacă aș avea bani, știți dumneavoastră că am repetat de foarte multe ori, dacă aș fi avut bani, aș fi făcut tot odată și terminam și nu mai aveam ce să facem. Dar uitați, vin și dezăpeziri, vin și probleme, vin și incendii, vin și oameni care au nevoie de ajutor în fiecare zi. Ce aș mai putea să spun? Sunt foarte multe proiecte în derulare, mai sunt proiecte pentru școli în derulare. Am dat bani pentru școli, știți că în ultima săptămână la Crăciun s-a stricat centrala de la școală de la Cernu, am dat 770 de mii, cât vine, bani vechi, eu tot vorbesc în bani noi. Nu este zi în care să nu lucrăm la ceva și să nu facem ceva pentru Comuna Poduri, începând de la proiecte sociale, proiecte de infrastructură, proiecte pentru școală, proiecte pentru copii. Sunt foarte multe proiecte în lucru. Probabil că din această vară vor începe din nou să vom începe din nou să avem șantiere prin comună. S-a încheiat proiectul acela mare de la Cernu, pe care o știe toată lumea, unul dintre cele mai mari proiecte. Acum câteva zile s-au făcut recepția la poduri, cele 4 poduri mari care au fost finalizate. Se va face și recepția la drum, chiar la drumul. Începem extinderea aceea de apă pe care toată lumea a dorit-o, prima extindere acum începe. Cred că într-o lună de zile să vedem cum ne dă avizul, că fără proiect și fără aviz nu pot să fac. Și începe prima dată, face, au venit deja cu proiectul și prima parte face Făgădău, apoi vor face și Valea Șor și apoi Cernu. Am avut în comună zilele trecute, am avut televiziunea TV. Au fost câteva zile și au stat la noi, o să vedeți, au făcut emisiunea duminica prin comună, vă anunț eu când se dă emisiunea, pentru cei care nu au asta, care nu prind acest program al Agro TV, pot să intre foarte frumos pe Google, pe internet, în ziua respectivă și dau la știri în direct. Și acolo, în direct, unde e televiziunea live, acolo veți vedea emisiunea integral. Vă spun că au fost foarte... foarte bine surprinși, frumos surprinși de ceea ce au văzut în comuna noastră și credeți-mă, au mers și au vorbit și cu oameni în diferite locații, au mers și au vizitat și biserici. Cu siguranță, suntem, o să vedeți că suntem poate prin, să zicem, în topul unor localități care evoluează, nu care au terminat tot, care evoluează și care evoluează înspre bine. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată, mulțumesc tuturor cetățenilor Comunei Poduri, mulțumesc că au răbdare necesară și încrederea și toată, și eu către ei vin cu stimă și respect și
vreau să vă spun și dumneavoastră și lor să le transmit că ceea ce stă în puterile mele să fac, voi face în continuare așa cum am făcut și până. Vă mulțumesc încă o dată și toată lumea și întreaga comună să avem sănătate ca să putem trece peste toate lucrurile care vin. Să sperăm că nu vin lucruri mai rele. Eu sunt mai optimist așa la chestii dintre astea. Așa cum am trecut și cu pandemia, cu siguranță trecem și cu asta. Noi, de fapt, trebuie să fim optimiști, pentru că asta este ideea. Trăim toți cu speranța. Cu speranța că ziua de mâine va fi mai bună. Să sperăm asta pentru toată lumea. Sănătate și anunțam tuturor celor care serbează ziua de naștere și celor care sunt născuți luna martie. La mulți ani și doamnelor, am mai spus și în activitatea pe care am avut-o, au fost aproape 300 și ceva de femei. Au fost la activitatea de 8 martie, o activitate foarte reușită, mulțumesc și celor care au venit și au participat. Mulțumim, doamna primar, și felicitări pentru toate, succes în continuare. Eu personal sunt mândră că fac parte din echipă în momentul ăsta și că suntem aproape, așa, mai într-un ritm mai susținut. Dar eu sunt sigură că se vede, adică toți cei nemulțumiți sau care vor rapid câte ceva să aibă încredere că în ritmul în care faceți, în mod cert, vor fi și ei la timp serviți. Doar trebuie să aibă răbdare. Deci să dea Dumnezeu să țineți tot așa, multă sănătate și putere de muncă. Felicitări! Meritați aplauzele noastre! Ca să vin în completarea doamnei președinte și urările de bine adresate către doamna primar nu vin numai din partea consilierilor locali, ci și a tuturor cetățenilor din Comuna Podor. Se vede, cu oricine deschis subiectul, se vede că se mișcă și s-au făcut multe, multe proiecte și care au ajuns la un stadiu de finalizare. Eu aș ruga pe doamna primar, afară de proiecte și incendii și toată activitatea pentru care are toată stima și aprecierea noastră, să țină cont domnia sa, că are și familie și fetița la facultate, și, în primul rând, să aibă grijă de sănătate. Pentru că sănătatea e cea mai de preț. Poți să faci milioane de proiecte într-o comună, te dai peste cap în tot ceea ce faci. Asta mă văd pe mine. Și ca director de școală, și ca viceprimar, și ca orice, la un moment dat vine scadența sănătății. Eu vă rog, doamna primar, cu puține mai multă atenție la acest lucru. Noi vă apreciem, vă stimăm, vă iubim și în același timp, să știți, vă urăm ca să aveți o viață lungă și fericită și să dea Dumnezeu să fie pace. Ca domnul Putin să-și revadă tot ce înseamnă războiul din Ucraina, să fie pace în continuare, ca să ne derulăm proiectele noastre din comună și, de ce nu, naționale. Este foarte adevărat că doamna primar, într-o discuție cu domnia sa, într-o confesiune, așa spunea domnul Bia, mă bucur tare mult că avem și niște comisii și niște oameni care țin trup și suflet la activitatea comunei și ne sprijină. Eu vă informez, doamna primar, că am lucrat duminică la un chef pentru raportul de activitate al consilierilor potrivit legislației în vigoare și care l-am dat la toți colegii mei pentru a fi un ghid în ce fac dânșii, raportul de activitate a domniilor lor. Și l-am pus în dezbaterea comisiei și, bineînțeles, vă informez că Comisia de Învățământ, Sănătate și așa mai departe, că e cam lungă denumirea, și-a desfășurat activitatea, așa cum și celelalte comisii știu că își desfășoară activitatea.
Vă felicităm pentru tot ceea ce faceți în comună. Vă urăm multă sănătate. Vă stimăm și vă apreciem în tot ceea ce faceți în Comuna Podul. Nu numai noi, ci toți cetățenii comunii cântă în cor cu noi. La mulți ani, doamna primar, să ne trăiți într-un mulți ani fericiți. Mulțumim! Eu mulțumesc pentru activitatea prestată și vreau să vă spun că la locul de muncă, noi, cei din Poduri, am început să fim invidiați datorită activității dumneavoastră și a realizărilor din comună. Deci e un lucru mare. Să vă dea, domnule, să vă dea în continuare. E foarte adevărat ce spune domnul. Mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul, domnul Caravan. Vă felicit și eu pe doamna primar pentru întreaga activitate din anul 2021 și mai ales niște felicitări speciale, să spun așa, pentru implicarea în învățământ, în educație. Atât de multe activități frumoase, atât de mult, de mulți copii, toți copiii mulțumiți, toți părinții copiilor mulțumiți. Nu mai spun cadourile de Moș Crăciun pe care le așteaptă copiii cu multă, multă nerăbdare și acum masa caldă, adică acel pachetel pe care îl primesc copiii, pentru că altfel nu se poate, nu există infrastructură pentru așa ceva și încă o dată felicitări și mulțumim și sperăm că în continuare suntem convinși că în continuare sunteți alături de noi. Da, mulțumesc frumos, Costel, mulțumesc frumos, doamna Caravan. Mă bucur, Costel, să aud asta, pentru că știu că dacă vin la tine e un lucru care nu e de stat doar pentru a mă face să mă simt, bine că am făcut treabă. Să știi că am auzit și eu lucruri de genul ăsta în care din alte comune și chiar și de la oraș spun, domnule, nu veni să candidați la noi, vreau să-i anunț pe colegii mei care au ceva, vreo rachiună din punctul ăsta de vedere, când mă duc nicăieri, rămân aici, că am început foarte multe proiecte aici și suntem o echipă foarte bună și la primărie și o echipă aici adunată în jurul meu, e o echipă care știe ce vrea, știe să aducă plus valoare acestei comune și cred că s-a și văzut, așa cum a spus Costel, că suntem invitați. Eu sunt convinsă că și ceilalți colegii a mei își fac treaba pentru că asta este, dar știți că omul niciodată ca și la noi sunt nemulțumiți pentru că întotdeauna or să fie și nemulțumiți. Dar răbdarea și crederea de care am eu, parte din partea pădurenilor, sper să o aibă și ei în alte zone unde sunt, primari. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot, pentru faptul că sunteți alături de mine și că și la bine, și la greu, și la plâns, și la râs, pentru că așa este și asta trăim. Și mulțumesc și colegilor mei din primărie, pentru că și ei sunt cei care depun, să știți, un efort deosebit pentru a face aceste lucruri să se împlinească. Nu credeți că dacă ne mai vedeți râzând, că dacă ne mai vedeți că ne ghiontim unii pe alții, asta nu înseamnă că se face treabă. Se face treabă foarte multă și chiar dacă eu poate nu sunt mulțumită niciodată de cât văd că se muncește, se muncește pentru că se văd rezultatele. Mulțumesc frumos, Anișoara, și eu te felicit pentru ceea ce faci. Ești un om deosebit și o persoană deosebită și știu că învățământul podurean are un plus valoare pentru că faci parte din acest, din el, să spun așa. Nu știu, sunt multe așa de spus, ca să ne lăudăm între noi, să vorbim, să important este să, eu zic așa, să fim mai veseli, să fim mai aproape unii de alții, să facem lucrurile din punct de vedere sufletesc, că dacă suntem scorțoși, dacă eu primar, eu viceprimar, eu toți avem diferite, nu, eu cred că trebuie să știm fiecare de unde am plecat și unde suntem, pentru că e cel mai, asta e cel mai important. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă urez să aveți zile frumoase și cu sănătate. Mulțumim. Declarăm ședința încheiată. Două cuvinte aș vrea să mai spun, dacă sper că n-ați încheiat. Sâmbătă va avea loc în Comuna Poduri activitate care este și internațională, activitatea Ora Pământului. Până acum se făcea la municipiul Moinești, anul acesta va fi la Poduri. Va avea loc aici în centru, vor fi anunțate și poliția și jandarmeria și vor fi peste 200, cel puțin 200 de persoane, dintre care copii. Va avea loc afară, între ora 8:30 și 9:30 vom stinge luminile și
și vom fi aici la primărie, unde vor avea loc diferite activități, în ceea ce privește școala, ceea ce privește copiii, dar în ceea ce privește în mod deosebit ora Pământului. Așa că vă așteptăm, pentru că este un eveniment internațional. Vă mulțumesc frumos, evenimentul este făcut cu ajutorul doamnei Gabriela Bia, care este implicată trup și suflet, ea a făcut și la Moinești, o altă podreană de-a noastră, o fată foarte bună, așa că să fim cu toții în jurul, ei, pentru că sunt convinsă că mai, să ne mai și distrăm, nu mai să muncim, nu? Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Declarăm ședința încheiată.